Comunitatea locală are nevoie de sport. Sunt eu, unul personal și Consiliul Local, suntem adepții acestei ramuri, ca să zicem, sociale. Încurajăm sportul. Clubul Sportiv Viitorul Fântânele este înființat de ceva timp. Avem secția de fotbal, unde avem copii și seniori. Și mai nou, de 2 ani de zile, avem ramura de cheioan. În paralel cu activitatea sportivă, la fel încurajăm și activitatea artistică. Eu, unul personal, consider, am mai spus asta, că educația pe linie sportivă și artistică e la fel de importantă ca învățământul. E o mândrie, să ne înțelegem, pentru comuna Fântânele și o comunitate atât de mică, să boxezi în gale profesioniste, să ai 6-7 campioni naționali. Am văzut că și comuna se ridică. Aveți proiecte în acest an pe care le vreți rezolvate, pe care le aveți în minte și vreți să le duceți la bun sfârșit? Da, păi partea sportivă, partea socială, bineînțeles că se dezvoltă odată cu întreaga comună. Nu putem să ne axăm pe sport sau pe partea artistică sau, nu știu, pe religie, pe activitățile astea, dacă nu ai o dezvoltare susținută din punct de vedere economic, al infrastructurii și al administrației. Ce aveți în vedere până la sfârșitul acestui mandat? Ce proiecte aveți, știu, în lucru sau deja realizate cu care puteți spune că, iată, s-a făcut ceva important pentru localitate? Da, ce să zic acum, un bilanț al celor două mandate probabil se va face la momentul respectiv. Ce vreau să spun, până la sfârșitul mandatului avem multe proiecte, unele în derulare, unele le vom începe. Și numai să le enumăr, de rigole, asfaltări, șosea de centură, centru medical, sală de sport, care toate, unele sunt în derulare, unele anul ăsta vor începe execuția. Un cuvânt pentru localnici acum la început de an, ce le urați? Păi în primul rând sănătate, mai ales că suntem într-o perioadă când gripa ne dă bătăi de cap. Da, în primul rând sănătate și a doua, nu știu, putere de muncă și să aibă încredere în cei pe care tot ei îi pun în conducerea obștei. Sportivii pot spune că sunt foarte, foarte bine pregătiți. Aparte că avem vreo 2 sau 3 sportivi care sunt noi mă refer o lună, două de antrenament. În rest, sportivii care fac performanță, care susține primăria, domnul primar, care sunt licențiați în Federația Română de Budokai, fac antrenament exclus 5-6 zile pe săptămână, inclus și sâmbătă uneori, când avem o competiție foarte importantă, națională, inclus, antrenează și duminica. Noi, locali, avem 14 sportivi care sunt pregătiți ca astăzi să stea aici. Avem mai mulți sportivi, dar primăria susține o parte din ei care fac performanță. V-am explicat mai devreme un pic. Care au licențe în Federația Română de Budokai. Totodată mă pot lăuda că ei o să meargă și în cantonament. Absolut totul plătit. Domnul primar le-a organizat un cantonament, vor pleca la Brașov. O săptămână. Deci, super! Cum vedeți ajutorul oferit de primărie pentru această competiție și în general pentru sport? Dacă ar trebui să dau o notă, de la 1 la 10, aș da 11. Deci, în asta spun totul. Este o competiție pe cale să devină tradiție, organizată de Radu Medeleanu de la Clubul Sportiv Viitorul Fântânele. Sunt foarte mulți sportivi și foarte mulți antrenori datorită faptului că și Medeleanu are o grupă serioasă de sportivi și merge la toate competițiile unde este invitat. Și sigur, meciurile vor fi foarte strânse pentru că sunt foarte mulți copii care sunt campioni național la categoriilor de vârstă și greutate. Am luptat în foarte multe găli și mulțumesc antrenorului meu, Radu Medeleanu, pentru susținere, pentru sponsorii mei care mi-a... Astăzi ai luptat sau vei lupta? Astăzi da, am găsit un meci deoarece am avut mulți adversari pe categorie, dar datorită experienței nu vor să facă să facem lupta. Și am găsit un adversar. Cum vedeți competiția de astăzi? Aveți curaj să lăsați fata să lupte astăzi? Da, bineînțeles, este o luptătoare. Seamănă cu mama ei și o învingătoare totodată. Cum vedeți ce a organizat primăria astăzi aici? Cum vi se pare? În principal, bine. Este spațiu cam mic, dar pentru început este un început.
Am văzut că primăria și domnul primar încurajează sportul, îi susține pe acești sportivi. Ați simțit chestia asta aici? Ați văzut cum se încuraja sportivii? Domnul primar întotdeauna a ținut cu sportul, cu sportivii din comuna noastră, nu numai cu cei care fac K1 și cu cei care fac fotbal, și ne-a susținut întotdeauna. Lupt pe o categorie de 60 de kilograme. Am o experiență de un an și aproape 2 ani. Deci de aici în Fântânele? Da. Sunt campionă la Naționala Budokai, Kempo. Astăzi ai găsit o competitoare pe măsură? În această zi mă luc cu un băiat. Un băiat. De ce? Pentru că nu am fată. Fetele n-au bucurat să lupte cu mine? Da. Cred că o să fie un meci foarte frumos. Și o să vedem ce se va întâmpla. Ca orice competiție, ea ridică. Ridică, înalță, copiii cresc frumos, se dezvoltă, capătă, să le spunem, valori frumoase, pentru că sportul asta dezvoltă. Pe lângă sport, Consiliul Local și Primăria Fântânele, împreună cu sprijinul școlii și al comunității locale, avem și un ansamblu de dans. Același lucru se întâmplă. Deci noi în activitatea asta mai puțin sportivă, apreciem munca celor care caută să descopere valori în orice. Hai, unul cu trei! Unul cu trei! Și schema ta, hai! Schema ta, Fabi! Fabi, ia uite la mine. Ia cu mâinile, așa.